Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Moartea este un lucru înfricoșător. Când vorbim despre moarte, vorbim despre frică. Sunt supranumită și regina întunericului. Și cu ce prepara vine regina? Adică nu am venit să fac mămăligă. Am venit să fac specialitatea mea. Colib. Șefilor, țineți-vă bine. A venit regina, nu de alta, știi? Regina întotdeauna face lucruri spectaculoase. Eu am venit aici să arăt că pot, să arăt că fac cea mai bună colibă, cel mai bun preparat, că trebuie să mai aibă unul dintre ei în echipa lor, să-i meargă bine. Vreau să ornez cu zahăr, cu aur de 24 de carat, îi dau pe spate, îți dai seama. Atenție, atunci când fac coliva, eu pomenesc numele celui care a plecat. Atenție, șef, dacă nu-mi dați cuțitul de aur, o să vă pomenesc. Am multe capacități, dar una dintre ele este că eu pot să comunic într-un fel cu persoanele care pleacă de pe lumea asta. Da, sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri. Am fost trimisă să fac ceea ce fac pentru că eu simt energiile celor care pleacă. Acum n-am murit nimeni. Wow! S-ar putea să se întâmple dacă nu-mi dau cuțitul de oameni. Abia aștept să-i cunosc pe cei patru noi șefi. Vedeți? Trebuia să vin eu la început cu energia mea. Să le dau și lor din puterea mea. Dar ție îți place coliba? Da, am mâncat două ori. Da? De la iubita mea, fosta iubita mea. E fosta? Fosta era. Așa era. Acum e fosta. Da, hai, facem și eu, auzi, facem și eu colibă. Cum o cheamă să o pomenesc? Te pup. Uite, așa îmi plac oamenii, vesel. Eu l-aș alege pe șef Richard. Consider că mi se potrivește mănușa. Nu l-am ales întâmplător. Are o stea Michelin. Mie îmi plac stelele, aurul, cuțitele. Surpriza de acum este că nu vreau ca șefii să știe, până nu bagă lingurița, că acest preparat este colibă. Și atunci o să le pun foiță de aur. Se pare că este o prăjitură. E pe maximă opulență, așa cum sunt eu obișnuită. Și să le văd efectiv fețele când vor vedea că interiorul este o colibă. Și opulență. Haur, ca mult aur, o verighetă întreagă aici. Mult aur aici, 24. Aur. Aur 24 de carate. O prăjitură cu migdale. Prăjitură, este reinterpretată. Dublă foaie de aur, dublă. Doamne. Asta e opulență. Ia wow. Să vedem ce e aici. Da, asta am place asta aici, și că sunt la ruleta aici. N-am avut timp să termin plating-ul. Ați stricat decorul, ia. Nu, E colivă. What? Colivă. Colivă cu nucă. Băi, nebunie colivă. Da? Dar bilele astea ce sunt? Nu știu, sunt comestibile? Biluțe de zahăr. Din zahăr cu 24 de carate. Dar de ce te strâmbi așa? Bilele astea dacă ai dinți. Bun. Nu vreau să mă reșim. Richard, amicul meu, știi ce e aia colivă? Ia să vedem. Cred că am mâncat odată la un praznic. La praznic nu, la o mormântare se folosește. La o mormântare atunci. Da, mormântare. După mormântare era un praznic, cred că aminte. Da. Dar știi că sunt restaurante care servesc coliba în restaurant. Ați putea să o băgați la voi în restaurant. Da, mă cam strâmbat sau mi se pare? Asta chiar e bună. Ah, bun. Nu știu cum mi-a venit ideea să pună aur pe colibă. Este reinterpretată by The Queen. E colivă de opulență asta. Asta e o persoană care face nunți pentru persoane bogate. Nunți sau mormântări? Mormântări. Ce, la nunți? Nu dai colivă.
Atunci faci mormântări pentru persoane bogate. Ce au rămas? Îl cheltuim 24 carate de colibă. Băi, cu banii aia fac coliba asta. Nu, este un patiser. Îți spun de ce. Genul ăsta de desert a tot fost încercat de mai mulți patiseri din România. Așa. A mea este cea mai bună. Chiar și bucătari își doresc să-i reinterpreteze coliva. Uite, a reinterpretat-o Regina. Dacă este preoteasă. Preoteasă sunt. Deci dacă nu-mi dați cuțitul de aur, vă pun bomboana pe coliva. De data asta, să știți că... Am aici lângă mine. Am aici lângă mine. Parcă e fratele meu mai mic. Parcă e fratele meu mai mic. Aici e o mare dilemă pentru mine. Mare dilemă pentru mine. De ce să vii să ne impresionezi cu atâta? De ce să vii să ne impresionezi cu atâta? Că nu trebuie să ne... Aurul ăsta nu era necesar să fie pus aici. Nu era necesar să fie pus aici. Dacă nu, măcar 4 cuțite, adică ce să zic. Din 4, 4 le vreau eu. Hai, șefilor, cum dați emoții? Hai să vedem. Hai să vedem cine este. Hai să vedem cine. Bună seara. Bună seara șefilor. Bună seara. Bună seara. Ce avem plăcere. Eu sunt și eu un pic de aur, sunt pus și eu ca să. Hai, puneți pedința acolo. Asta spun și eu. Chiar, aveți pedința aur? Avem pe buze, buze, da. V-am intimidat. Știu că ăsta este efectul. Așa este. Are de ce să mai. Da. Și de la aur ăsta ne. Și de la aur. Cine sunteți, cum vă numiți? Numele meu este Gabriela Lucuțar, supranumită și Regina Întunericului. Wow! De ce? Dar de unde până unde, Regina Întunericului? Ați intuit foarte bine când ați spus că am, de fapt Richard, cred că a spus, că mă ocup de evenimente. Pentru morți. De înmormântări. Mama! Este profesia pentru care am fost aleasă, da? De sus. Nu, dar sunt atâtea meserii pe lumea asta. Cum de-ați ales, nu știu, cum de-ați ales meseria asta așa? Rămăsesem fără job, nu mi-a plăcut niciodată să fiu subordonată. La un moment dat, prietenul meu Mihai spune așa: haide să facem servicii funerare. Am zis, asta e pentru mine. Deși nu știam nimic despre afacerea asta. Și din noaptea aia. Deci la 2 noapte am început să caut Dric. Și m-am dus în Germania și m-am întors cu un Dric atât de lung, deci eram atât de mândră, zice că mi-a luat un Ferrari, așa, eu mergeam zi și noapte, conduceam un Dric. M-am dus pe la cei care aveau deja servicii funerare, uite, am și o mașină, am dat și mie 3 lei, opriți și voi 1 leu și mulți mă dădeau afară, râdeau de mine, deci a fost ceva. Așa a început totul. Sunt supranumită Regina Întunericului deoarece concurența mea m-a numit așa, fiind cea mai bună în ceea ce fac. Sunt cea mai cunoscută în această branșă. Fac îmbălsămările singură și o fac foarte bine. Acum, în continuare, mă specializez. Niciodată nu vreau să se vorbească de mine la trecut, ci vreau ca toată lumea, până voi muri, vreau să mă dea de exemplu. Așa da. Fac lucrurile la superlativ. Adică acest eveniment îl transform în operă de artă. De exemplu, reinterpretez coliva, adaug făiță de aur. Tai colacul cu un cuțit cu diamante. La ce buget poate ajunge o asemenea operă de artă? Întrebați pentru dumneavoastră sau? Pentru mine, sper să nu am fie nevoie prea curând. Că... O să pună banii deoparte. Da. Asta zic să ne apucăm să strângem, exact, zic. Da. Câteva mii de euro. Clientul meu este persoana decedată. Familia este beneficiarul. De ce mă ocup personal? Pentru că vreau ca totul să fie perfect. Vreau ca și clientul meu să fie mulțumit. Îl spăl, îl îmbrac, îl miruiesc cu foarte mare grijă. I-am făcut și partea de make-up pentru că este foarte important ca familia și cei care vor fi prezenți, rude, prieteni, apropiați, trebuie să îl vadă frumos. Doamna, aveți vreo conexiune specială cu lumea cealaltă? Da, eu am o conexiune cu ei. Cum asta? Cum se manifestă? Adică eu vorbesc conexiune cu ei. Deci spiritul este acolo.
Trupul nu are legătură cu sufletul, știm tot. Rămâne acolo? Și sufletul este acolo, lângă mine. Cât rămâne acolo? 3 zile stă lângă trup, până în ziua mormântării. Și atunci el mă vede, știe tot ceea ce fac eu. Da? Și eu, ca să nu-l sperii, pentru că nu simte absolut nimic, dar este lângă mine și să nu-l sperii, îi explic tot ceea ce-i fac. M-a speriat total, doamne. Mie îmi place să le fac îmbălsămarea noaptea, să stau noaptea cu ei, să-i îmbălsămez noaptea, să-i spăl noaptea, să fiu singură, să stau eu cu ei, să vorbesc. Pentru că eu vorbesc cu ei, pentru că eu simt. Deci dumneavoastră vorbiți în același timp, în tot acest timp cu spiritul. Cum după ce-i fac make-up-ul și am terminat și am făcut make-up-ul, îi iau o oglindă și o pun în față și le spun așa. Mie îmi place cum a ieșit. Ce zici, ție îți place? Și el răspunde mereu, da. Păi dacă mi-a plăcut mie, e clar că îi place și lui. Adică asta e ideea, știi? Dar oricum îl întreb. Și au zis vreodată nu? Nu răspunde niciunul, că poate aveți întrebarea asta și ți-a răspuns eu nu. Nu, pentru că aici chiar nu e de glumă. Și nu aveți niciodată, nu știu, un coșmar, un vis mai... Coșmaruri? Așa, da, adică să visați ceva mai urât. Păi dacă eu le spun sau... să vină cu mine acasă? Le spun ca să nu rămână la frigider singur după ce le termin îmbălsămarea și toaletarea și absolut tot. Nu vreau să se simtă singur pentru că eu știu foarte bine că ei sunt rătăciți, sufletul lor este rătăcit și nu știu ce caut acolo. Mi s-a întâmplat chiar de câteva ori să merg din dormitor spre să bucătărie să beau apă și l-am văzut în living, pe canapea. Se face... se apropie și de aceea. De ce? Adică se sperie că e mai în vârstă, știi? Pe mine mai mult mă speria. Adică... Nu, că nu vine frică. Ceasul, că eu știu când. Mai avem minim 30 de ani. Mai avem 30 de ani. Avea frică. Da, știu. Eu sunt sigur că dacă dumneavoastră mergeți mai departe, vreți să mergeți în echipa lui Richard, este? Păi să știu. Capacitățile le am eu. Nu, Richard. Eu cred că e Richard din echipă. Nu merge la Alex. Da. Ați întâi foarte bine. Exact. Da. L-a speriat de tot pe șef Alexandru. Ce, că nu vreți să vin în echipa dumneavoastră? Nu. L-a speriat. E din cauza vârstei, dar care este o vârstă onorabilă și trebuie să vă bucurați de fiecare clipă și să nu vă speriați de lucrul acesta. Nu vă speriați. Că poate să fie ultima. Priviți-l clipă. Că... Nu știu, te speria de mine? De poveste și de dumneavoastră. Deci poveste, dar și de dumneavoastră. Să știți, mă, puțin o transpirat. Așa. Mă uit la dumneavoastră și mă îngroziți puțin așa. Adică mă, nu mă v-ar plăcea să vă organizez eu în mormântare. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Eu zic că e timpul să ne gândim. Stăteam să mă gândesc cum ar fi să vorbesc cu dumneavoastră, auzi, dacă îmi place cum vezi. Eu deja pun bani deoparte, că pe mine mi-ar plăcea. Nu știu ce să zic, aceste mormântări așa mai pompoase. Pentru mine a terminat, s-a dus, asta este. Nu, haideți să vă spun ceva. Consider că și plecarea mea trebuie să fie frumoasă, solemnă, cu demnitate și pe opulență. Și o să vreau la dumneavoastră în echipă dacă îmi dați cuțitul. M-aș provoca. Vreau să-l spun. Eu nu, dar eu sincer vă admir. M-aveți ficat așa ca să faceți toate aceste lucruri. Eu nu știu, eu nu pot să mă apropii de un mort. În afară sunt tot timpul, coșciugul este închis. Și eu asta am spus mereu la copiii mei, am spus mereu și la soție. Băi, dacă mă duc, nu vreau să mă vadă lumea. Am reținut, deschis. Băieții, cred că a venit în momentul cel mare. Doamne ajut! Doamne ajut! Doamne ajut! Deci eu zic să ne grăbim, să n-avem probleme mai târziu. Așa o să fac și eu la mormântare. Scot sicriul, nu-l mai scot. Deci... Oh my God! Nu cred! Deci nu cred! Ba să crezi! Nu-mi zice că te-am emoționat pe tine, că acum nebunesc. Da, nu, n-are sens. Dacă te avem emoționat, noi suntem încă vii. Deci... E să faci discount mai târziu, să știi. Să ne ții minte. Că da. O să discutăm. O să fie gratis, clar. Așa, deja e atât. Adică... Dacă tot ai vrut să vii la mine în echipă, îți dau cuțitul.
Nu, nu zici că vreau să vin la tine, vreau să vin la mine. Nu, nu s-a răzgândit. Apropo, te-ai răzgândit? Care e ultimul cuvânt? Dacă mergi mai departe acum, deci eu vă plac pe toți foarte mult. Da. Aș vrea să fiu în echipa domnului Richard, dar... Poate dacă vin în echipa dumneavoastră, vă mai trece frica de moarte. Și atunci, eu cred că oricum v-am făcut să, să priviți altfel. Pe mine, da. Și trebuie să aleg eu, nu? Da. Vreau să vă arăt că nu ați avut încredere în mine și ați catalogat acest eveniment ca pe un eveniment... care nu contează, da? Vreau să vă arăt că noi vom fi cei mai buni, o să merg în echipa lui Richard și o să câștigăm acest concurs. Îmi pare foarte rău. Cum a fost asta? Nu mai dă cu tine. Da. Dumnezeu să te ajute, Alex. Deci nu pot să cred. Este ceva... Eu nici nu dorm în noaptea asta. Mă îngroziți, nu vă apropiați atât de tare de mine că mă îngroziți. Eu vreau să vă îmbrățișez, serios. Eu vreau, da. Hai pe unde? Nu prea, nu prea, uitați-vă la eu el. Nu, stați că vine. Alex, Alex, strângi tare, e? Serios, m-ați îngrozit, îmi bate inima ca la... O, astăzi, Alex, e o zi bună, că ai înțeles și tu că... Că vine o zi în care... Mulțumesc! Vine o zi! O pune și pasta melodia asta! Când se va sfârși! Nimeni nu va ști! Nimeni nu va ști oare cum va fi! Ui, femeia e... Mai cum așa ceva? Frate, Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.